doctor, am aflat multe informații despre genomul uman și despre natura ființei umane. Sigur. Să recapitulăm. Genele înseamnă ereditate, cum spunea domnul doctor, și fără speranță, pentru că să știți că în lumea medicală cam așa se știe, că dacă este o boală ereditară și avem exemple foarte multe de persoane care au avut mama cu cancer de sân, bunica cu cancer de sân, surori cu cancer de sân și atunci sunt persoane care ajung să scoată glandele mamare ca să nu facă cancer, pentru că se știe că este transmisibil și deci este ereditar și deci fără speranță la un diagnostic, de exemplu, foarte grav. Dar o să vedeți că domnul doctor și ați văzut deja și o să mai vedeți, că o să mai avem un filmuleț, că dumnealui spune că nu e chiar așa. Pentru că în epigenetica spune, și am avut, Bruce Lipton a spus, și am avut filmulețe cu epigenetica, arată că mediul înconjurător influențează covârșitor genele. Și de asemenea mediul comportamental din jurul nostru, de fapt, adică comportamentele părinților noștri, de exemplu, ne influențează pe noi și noi copiem un fel de comportament al lor. Adică, practic, mediul nostru ne poate, cuibul părinții, poate să ne influențeze propriile gene. Și deci nimic nu e fără de speranță dacă luăm în calcul din punct de vedere medical și holistic acest lucru. Se schimbă cumva radical lucrurile. De asemenea, am văzut în filmulețele anterioare că genele sunt foarte flexibile. Această flexibilitate, la ce sunt flexibile ele? La mediul înconjurător. Devine deci un fel de adaptare a noastră la mediu, adică la nevoile. La nevoile cui? La nevoile mediului nostru ambient, de fapt la nevoile universului, da? Naturii, a lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru. Dar cine știe când e nevoie? Cine știe când e nevoie să se întâmple lucrul ăsta? Cine știe când trebuie să se schimbe lucrul ăsta? Păi cine? Artizanul vieții știe, că cel care l-a creat, cel care a creat universul, adică un fel de computer divin. De fapt, nu computer divin, utilizator divin, că noi suntem computerele, Dumnezeu este însuși utilizatorul. Acum, e un fel de catalog. Avem un fel de catalog. Dumnezeu are un fel de catalog, da? Un fel în care scrie așa, răsfoiește ca la catalog, specia animalelor, specia insectelor. Și când ajunge la specia umană, la catalogul nostru, răsfoiește așa și zice, să dau exemplul meu, Florinela Bălan. Florinela Bălan zice, uite ce problemă are, are un blocaj. Acum are un blocaj că nu înțelege ea o problemă. Și ce facem atunci? E nevoie ca ea să înțeleagă, să facă un salt. Și cum procedăm? Uite, îi modificăm o genă, da? Pentru că ea n-a înțeles bine și e gena modificată, se produce boala cutare, să zicem că o problemă. Apoi, de ce? Că boala cutare, de fapt, dă lecția respectivă ca ea să progreseze. Deci, practic, e în calcul luat inclusiv boala. Pentru că de fapt, acea boală și cu acea genă modificată arată, de fapt, mediul înconjurător comportamental sau credințele mele care au fost alterate, nu sunt corecte, sunt virusate. Deci noi suntem un fel de supravegheați, să zicem aici, permanent, dar, de fapt, cuvântul supraveghere nu este bun. Suntem supravegheați presupune așa că cineva ne controlează. Nu! Noi suntem susținuți, exact un proces invers. Suntem susținuți, suntem potențați. Cu ce? Cu energie. Ce fel de energie? Benefică, pentru că vorbim de Dumnezeu, de viață, de beneficitate. Și deci cum se numește această energie? Iubire. Iubire necondiționată. Animalele, că vorbeam și în filmulețe, am tot vorbit, au instinct, știți. Omul are instinct, omul are în plus și conștiință. Animalele n-au conștiință atât cât are omul. Vorbim de instinct, vorbim de hara. Am avut emisiuni despre hara și știți că vorbeam de dantiere la un moment dat. Energia umană din univers, de la Dumnezeu, informată, face ca animalele să știe prin această hara, de exemplu, ursul știe unde trebuie să se ducă el în pădure să mănânce. El știe ce să mănânce, când să mănânce. Animăluțul mic, câinele, știe când îl doare burtica, ce plante trebuie să mănânce el, ce ierburi ca să se vindece. Aceste informații pe care când l-a învățat nimeni, știți? Trebuie să știți că vin de sus, din instinct, vin din mintea divină. Sunt informații, căprioarele, când se nasc, imediat se ridică în picioare și aleargă. Știți? Omul îi trebuie foarte mult ca să meargă în picioare. Dar animalul știe direct. Cu alte cuvinte, ați văzut în filmuleț, a fost la un moment dat ceva extraordinar, cum că instinctul dragostei este mai puternic decât cel al foamei. Maimuțica, ați văzut, a preferat iubirea față de hrană, față de lapte. Omul, cu alte cuvinte, nu trăiește numai cu pâine, deși noi știm că omul trăiește cu mâncare, apă și aer. Și nu e adevărat, el trăiește cu iubire.
El trăiește, de fapt, cu cuvintele de iubire, de dragoste, care ies din gura lui Dumnezeu, pentru că știți că la început a fost cuvântul. Așa începe lumea, la început a fost cuvântul. Sub formă de litere, sub formă numite gene. De asemenea, se înșiruiesc literele ca în filmuleț, formând cromozomi. Și, cu alte cuvinte, Dumnezeu vorbea și crea. Când Dumnezeu vorbește, El creează. Creează și scrie prin gene, care sunt litere, prin cromozom, care sunt cuvinte, scrie ADN-ul uman și deci formează celula, celulele, organe și toate organele, omul. Se materializează așa. Aceasta este modalitatea de materializare de la cuvânt la făptura umană perfectă, care vine aici să se întrupeze ca să fie excepțională, fiind co-creatoare. Deci noi suntem niște scrisori minunate de dragoste compuse de Dumnezeu. Suntem declarația de dragoste a lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, fiecare particulară și unică. Ce spune doctorul Sang Lee? Care, apropo, doctorul Sang Lee este un doctor nutriționist, el a lucrat foarte mult în America, a lucrat la un institut, și anume Institutul Weimar din California, deci SUA, unde a predat cursuri de nutriție. Apoi s-a dus în Corea, el fiind corean, și a înființat The New Life Institute, adică Institutul Noua Viață din Corea de Sud, în care motoul este nu există boală incurabilă. Foarte interesant. Și el este creat special a lupta și a da speranță și vindecare bolnavilor de cancer și tuturor bolilor grave. Este un institut creat pentru a lupta împotriva morții, pentru viață. Și ce spune domnul doctor este că nu numai faptul că noi știm că există Dumnezeu și faptul acesta, numai faptul că știm că există Dumnezeu, de fapt ne protejează, ne susține, ne face să fim curajoși și încrezători, pentru că ați văzut experimentul, maimuțica a devenit curajoasă în prezența mamei. Nu mai știut că mama este acolo și ea a devenit mai curajoasă. Cu alte cuvinte, nu trebuie să fie mama originală, chiar ați văzut? Adică, deci genele pot răspunde conform semnificației, adică, de fapt, interpretării, deci credinței pe care noi o dăm unui lucru în sine. Interpretările, semnificațiile, au legătură cu mintea, pentru că ele se formează, tot ce știm noi la un moment dat, spun cercetătorii, sunt de fapt toate, cine suntem noi în momentul ăsta, sunt toate lucrurile pe care ni le-au spus cei din jurul nostru. Noi suntem o chintesență a tuturor informațiilor pe care le avem până în momentul în care ne raportăm la prezent. Cu alte cuvinte, mintea se formează între 1 și 18 ani, unde? În cuibul părinților. Adică alături de părinți și deci pot, aceștia pot să ne furnizeze la un moment dat chiar și informații false, pentru că asta le au ei, le-au primit de la părinților. Cu alte cuvinte, dacă sunt false, sunt virusate și deci pot fi semnificații greșite. Acum, știți, vă dau un exemplu, un ardeal. În ardeal, pâinea cu slană este mâncare naturală. Deci acolo toată lumea mănâncă asta natural, nu e nicio problemă că mănânci pâine cu slană, poți să mănânci cât vrei. În Oltenia, pentru Oltenia, această mâncare este grasă. Marea majoritate a românilor nu sunt de acord. Pâine cu slană, dacă scrie la carte, e foarte gras, nu e bine. În Oltenia se mănâncă mai mult dragavei, știți? E caracteristic cum este prazul. Sunt credințe diferite. În Ardeal, să fii gras e normal. În restul țării, nu? Trebuie să fii slab. E foarte important. Deci genele noastre corespund foarte mult cu semnificațiile sau țin foarte mult cont de semnificații și semnificațiile sunt foarte diferite. Într-un loc un anumit lucru este interpretat într-un fel, în alt loc altfel, depinde cu ce ochelari privești. Deci, cu alte cuvinte, dacă genele noastre răspund la semnificații și ele sunt așa de variate și câteodată false, atunci cum ne putem vindeca? Pentru că se pare că e foarte important ce credem și ce păreri ne-am făcut, ce credințe avem noi. Domnul doctor Sang Lee spune în felul următor. Este, cum putem să ne vindecăm? Este să-i dăm semnificație corectă și adevărată lui Dumnezeu ca însăși creatorul. Dacă noi, ce este Dumnezeu? Este varianta originală. Deci credința noastră în Dumnezeu și regulile pe care Dumnezeu le spune prin cele 10 porunci. Că avem Biblie, avem 10 porunci, deci avem o carte. Avem o carte, o carte a vieții, care vedeți aici o paralelă între Biblie și această carte care reprezintă. Avem o carte noi și avem și Biblie. Da? Bun, amândouă sunt cărțile vieții, cumva. Și practic noi dacă ne uităm la original, adică la regulile
de original, nevirusate, deci, acest lucru, cum putem să avem acces la aceste reguli? Numai dacă noi credem în Dumnezeu și atunci, dacă noi credem în Dumnezeu, se pot modifica pentru că reacționează, de fapt, la genele noastre această credința noastră. Credința noastră reprezintă semnificația pe care o dăm noi lui Dumnezeu, de exemplu. Și te poți vindeca. Iisus așa și spus, credința ta te-a vindecat. Știți? Nu eu te-am vindecat, credința ta te-a vindecat. Deci, altfel spus, Dumnezeu vrea să ne vindece pe toți. Că ne iubește, că ne-a făcut, ne-a creat. Dar dacă tu nu crezi în El, El nu te poate, nu poate să-ți influențeze aceste gene. Deci nu, El nu are o acțiune asupra ta. Nu poate să ajungă la tine, nu te atinge. Deci nu te poate vindeca. Deci nu există acces pentru tine. Dar acest acces pentru tine este o lipsă a ta. Este, tu împiedici această oportunitate, nu El. Deci credința ta în Dumnezeu poate activa deci genele tale și vindeca bolile. Adică e ca și când dă click pe fișiere, cum s-a spus în filmuleț. De aceea trebuie să mergem ca medici în vindecare la original, pe care îl știe doar Dumnezeu, originalul. Deci atenție, pentru medici, așa ca un secret, trebuie să ai o relație foarte bună cu Dumnezeu și să crezi în El ca să spună secretul vindecării. Pentru că e un secret. De aceea, medicul trebuie să fie credincios ca să poată fi posibilă vindecare. Ok. So, your gene respond to what? Meaning. If you really know somebody who is real, right? How much more your gene can respond? Right. You know? So, if God is so real to you, if God, who is love, is so real to you, do you know how much benefit you can have, right? Yeah, just biologically, it makes your genes alive and active. That's what God is. Indeed, God is love. At the same time, God is what? Life. See? That's why Jesus says, I am the way, I am the, what? Truth. And it is not fake. Even fake can what? Activate our genes. But when he is not fake, he is what? Truth. And he says, I am the life. So with that kind of what? Activation and activities of the genes, we can what? We can be alive and happy, healthy. Now you can see why you become sick person, right? Without knowing, your genes were what? Changing. Yeah. And your cells become abnormal cells. It was sort of what? Not really healthy meaning was coming into your gene, and your gene was changing into what? Unhealthy way. What does it mean that gene change? Okay, you saw the gene structure, right? I told you. Gene is assembled structure with the four different bases, right? What does it mean that the gene changes? That's a base, that's right. So, we scientists call this base sequence. Okay. In the letter to what? Write something, the sequence is important, right? Yes. Yeah. My name is Sang Li. Yeah. Well, let's go back to God then. The God is G-O-D, right? If you put the G and the D the other way around, what happened? An entirely different meaning. The letters exist. Letter exists to what? To reveal your meaning. See? I told you gene respond to the meaning. Why gene respond to meaning? Because gene is letters
which represent, which reveals what? Meaning. That's why. That's why. So, the gene which is letter is the letters what God, what? Meant. Isn't it? Mm-hmm. Right? If we change it around. That's right. So, there is an original sequence of the basis in the gene which God put. That was his original letter. But in our lifetime, we what? We changes. Yes. My name is Sam. What happened? If you switch around A and N. I become what? Snag Lee. Terrible name, isn't it? Snag? Yeah. See? This is what happened. You are sick, and you have certain kind of sickness means this. That's all. See? If you have some problem, and what? In the gene in the brain, okay? And the same gene become what? Snag gene. Then you have a snag disease. Yeah, snag syndrome. Okay. Yeah. Every single disease has its own what? Gene change. Period. That's it. Yeah. That's it. It's no longer that complex. You know? So scientists made something called human genome. That means what? Gene map. So, there's 23 pairs of chromosomes, and scientists now locate if which, on which chromosome, there's a chromosome number 1, number 2, number 3, to what? Number 22, and the number 23 is XX or XY. If it happened to be XY, then we're what? Male, right? If it is XX, it is what? A female. Chromosome number 1, number 2, number 3, and 15, 19, number 22, and what? X and what? Y. Right? See? Look at this. If you have some weight problem, you have a problem with this gene, obesity gene. See? Yeah. Like when you're a teenager, you didn't have any problem with weight, right? So after 42, you begin to gain weight, uncontrollable. That means what? When you're 15, you didn't have a problem with this gene. All the base sequence was what? Yeah, it's all original. But when you become 42, snag happened. Okay. Therefore, your genes, whenever your gene want to say sang, but it says what? Snag. A problem. See. That's obesity. Okay. Now, look at this. Diabetes, right? Yeah. Diabetes. And epilepsy. See? And, there's so many malignant melanoma and diabetes gene again. Look at this. Alzheimer, glaucoma, prostate cancer, right? So now scientists know all the genes. We now know 99.8% of genes. That's why we humans are boasting now. Now we can read what? The book of life only God used to read. This gene is P53 gene, and this gene produces tumor suppressor protein. What this means is, this P53 gene normally, if P53 gene does not have a snag problem, then it can produce tumor suppressor protein, which suppresses your cell not to become
cancer cell. But if this P53 gene has a snag problem, then you have what? All kinds of cancer. Healing become very simple business. God is simple, you know. We human made it so complex. You know. What can you do to have healing, to achieve the healing? No, be simple. Be so simple. You have a snag problem in different genes. So, how can you heal? Fix snag into what? Sang. That's it, period. Therefore, all the, we call it treatment, is what? Is trying to kill your symptoms without knowing behind the symptom there is a snag problem. We didn't know that. See? That's why whatever kind of treatment you may have been receiving, never what? Directing toward what? To fix the snag from snag to sang. Never been attempted. That's why we call this only what? Treatment. The treatment is only what? Focusing on the symptoms. Never the cause, the root of the problem. See? Dragi telespectatori, emisiunea noastră a ajuns la final și de această dată am primit o lecție cu adevărat minunată. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune, să aveți parte de întâmplări frumoase!